Cazul fetiței de aproape 2 ani care a fost ucisă într-un mod barbar și care a scandalizat opinia publică a ajuns și în atenția deputaților Partidului Șor. Pentru a evita producerea unor astfel de tragedii, formațiunea cere ca în fiecare localitate în care există cel puțin un minor în situație de risc să activeze câte un specialist pentru protecția drepturilor copilului. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat astăzi în Parlament. Într-o conferință de presă, deputatul Partidului Șor a atras atenția asupra faptului că numărul copiilor aflați în situații de risc este în creștere, cei mai vulnerabili fiind din mediul rural, de unde se trag și indivizii implicați în cazul copilei ucise cu bestialitate. Bona care ar fi comis crima, cât și mama copilului și ea, la rândul ei, un copil de 19 ani, vin din păturile vulnerabile ale societății noastre. Mai ales că atât poliția, cât și oamenii din localitatea în care trăiește familia au transmis în repetate rânduri semnale despre încălcarea drepturilor copilului, atât de către mama, cât și de către tatăl fetiței ucise, care de altfel nu se implica în educația acesteia. Со стороны матери и со стороны отца убитой девочки, который вообще не принимал участие в ее воспитании. Potrivit deputatului Partidului Șor, Regina Apostolova, viața fetiței de 2 ani putea fi salvată dacă în țară exista un mecanism de protecție a copiilor și suficienți specialiști la ora actuală, în număr de doar 17. Respectiv, aceștia lipsesc în 850 de primării. Asta în timp ce în țară există 11.000 de copii aflați în situații de risc, iar 70% sunt din mediul rural. Comanda Partidului Șor. Noi, echipa Partidului Șor, cere modificarea legii privind protecția socială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți. Propunem ca în fiecare primărie să fie angajat cel puțin un specialist în protecția copilului, care are competențele și pregătirea profesională corespunzătoare. Partidul Șor face apel către colegii din alte fracțiuni parlamentare să susțină această inițiativă pentru ca astfel de tragedii să nu se mai repete.